Bună seara, stimați telespectatori ai postului nostru de televiziune. Așadar, iată-ne din nou la o nouă ediție a emisiunii Informațiile a patra armă. În această seară vă vom aduce câteva informații despre o chestiune extrem de interesantă și care, nu-i așa, a înrăurit asupra întregii politici de după cel de-al doilea război mondial și o parte din efectele acestei structuri despre care vom face vorbire în această seară mai reverberează și astăzi, neputând să-i fie pus capăt ca urmare unor mentalități intrate adânc în conștiința unor elite de inteligență. Așadar, în această seară vom vorbi despre poliția politică existentă în democrația socialistă, pun în ghilimele, cea care a fost înființată imediat după cel de-al doilea război mondial, prin anul de naștere 1948 și care a continuat până în 1989. Sigur că ea a fost implicată în toate, dacă vreți, sinapsele de conducere politice, sociale, economice și militare, dar a fost și aceea care a dat startul distrugerii elitei politice între 1900 a României, elitelor politice ale României, culturale, militare, religioase, etc., practic lăsând țara fără păstori și practic construind de-a lungul timpului alte elite, dar cu alte vederi, cu alte noțiuni, elite care așa trebuiau să îmbrațe doctrina marxistă, doctrina comunistă și mai ales să se supună partidului unic, cel care superviza toate cele trei puteri. Sigur că în Constituția de la 1965 existau cele trei puteri, legislativă, judecătorească și executivul, guvernul, dar numai că deasupra era partidul unic, forța politică conducătoare, iar brațul armat al acesteia a fost securitatea. Deci vom vorbi despre securitate. Am invitat în această seară un distins istoric și un cercetător neodihnit și care are suficiente cunoștințe ca urmare a rezultatului cercetării despre această structură care practic a condus socialul, politica internă, politica externă și care s-a ocupat de orice încercare de opoziție față de acest regim care ne-a fost impus cu forța, sigur, cu sprijin sovietic, Uniunea Sovietică, ceea care era omniprezentă în spațiul de dincoace de cortina de fier și, sigur, prin lângă alte țări, noi am suferit poate cel mai mult, deoarece am copiat modelele și în domeniul securității, dar și în domeniul economic, dar și în domeniul educației, etc., etc. Am invitat, deci, în această seară un istoric distins, lucrător și cercetător la CNSAS, domnul dr. Liviu Țăranu. Bună seara! Bună seara, domnule general! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru prilejul de a pune în discuție o temă, eu spun, deosebit de interesantă legată de această structură de temut a perioadei comuniste și anume securitatea. Aproape a fost demonul nostru, era structura de față de care tremurau, să spunem așa, într-o tușă de la cel născut până la barba albă, cel din fașe și până la barba albă. Și ea era omniprezentă, era ubicuie aproape, adică era peste tot. Distinsul nostru invitat este moldovean, născut la Hrău, dar o bună parte din viață sau aproape toată cea educațională a petrecut-o la Târgu Frumos, un oraș minunat al Moldovei. Este istoric, absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Cuza de la Iași, o mare universitate, o universitate de mare prestigiu. Este doctor în istorie din 2006, este autorul unei teze de doctorat foarte interesantă, și anume România în Consiliul de Ajutor Economic și Reciproc, CAIR-ul. Perioada 1949-1965 și CAIR-ul a mers în paralel cu activitatea de control informativ a acestei structuri și sigur că în CAIR nimic nu mișca și acolo era o agentură foarte puternică de cunoaștere și control a raporturilor dintre CAIR și URSS și nu numai, și din ceilalți colaboratori. Este coordonator științific, profesor universitar. Teza a fost sub coordonarea distinsului profesor foarte cunoscut, universitar dr. Ion Agrigoroae. Din 2000 lucrează în calitate de consier în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Statului, acronimul CNSAS. Este membru în Consiliul Științific în Institutul Revoluției Române și coordonator al Centrului de Cercetare al Fundației Europene Titulescu, o fundație de rezonanță mare. Este autorul a 10 de studii pe teme de istorie a comunismului, era firesc, nu? A comunismului românesc, a unor volume de autor, precum importante și extrem de bine documentate, și a unor volume
publicate prin colaborare. Este editor al publicației semestiale Caietele CNSAS, revistă care apare din 2008 și în care sunt publicate studii referitoare la istoria securității și a regimului comunist. Așadar, vom avea cu cine pune în discuție această temă, cu un distins istoric și care nu numai că este atras de istoria acestei perioade, dar știe și ce are să ne spună în forme culte, adică nu o să ne spună povești. Așadar, domnule Liviu, haideți să vedem cum s-a înființat această structură. Sigur, nu mai pomenim faptul cum s-a încheiat al doilea război mondial, cum Churchill ne-a povestit în 46 la Universitatea Americană, cum s-a tras această cortină din nord și până aici în Balcan și din coace de cortină ce am suferit cu toții, eu pot să o spun mai bine decât dumneavoastră, deoarece de la vârstă fragedă, din clasa 1, am intrat în plin proces de sovietizare. Așadar, cum sau ce este și ce a făcut și ce a însemnat pentru România până la Revoluție această structură organizațională de inteligență, de informații? Domnule general, tot ceea ce a însemnat transformarea la vârf a României după abdicarea regiului Mihai, după acel final de decembrie din 1947, a însemnat de fapt un transplant instituțional după modelul evident al vecinului de la răsărit. Ceea ce a fost transplantat aici la nivel organizațional, la nivel de structură, nu doar de la nivelul guvernului, ci la întregul, mă raportez la întregul aparat al statului românesc, a fost strict după modelul sovietic și după, nu doar ca și structură, ci și ca mod de funcționare. Ori după, iată, în 1900, deci la finalul decembrie are loc această proclamare a Republicii Populare, în mai puțin de un an, la finele lui august 1948, este înființată instituția aceasta care avea prima dată titulatura de Direcția Generală a Securității Poporului. Securitatea Poporului. O singură paranteză, dar mai întâi și-a creat factorul politic de comandă politică, și anume cu rețeaua de comintenici care încă după 1934, 35, 36 au fost în România. Acum au venit și pe tancurile sovietice, unii foarte activi dintre ei, unii ne-au vorbit și la Radio Moscova de noile prefaceri ale viitoarei vieți care ne va aștepta, etc., etc. Și după ce au intrat în toate sinapsele politice a celorlalte partide și și-au pus problema ca să le distrugă, nu? Iată, ajungem de acum... De altfel, doi din primii lideri ai securității, din șefii securității, mă refer aici la Nikolski și la Podnarenko, Pantiușa Podnarenko, erau clar agenți sovietici, veniți pe acele tancuri de care spuneați dumneavoastră mai devreme. Deci, la început, această mare structură a securității poporului a fost în mod evident condusă direct de către oamenii sovieticilor. După aceea, după 1953, după ce are loc și această despărțire de facțiunea moscovită, când Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu sunt îndepărtați din cercul puterii și după ce unul din cei mai apropiați oameni de încredere ai lui Gheorghiu Udej preia conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a securității implicit, pentru că securitatea asta, trebuie să spunem, cu mici excepții, au fost două, trei perioade, o să vă spun exact despre care sunt acele perioade, a funcționat sub umbrela Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului de Interne după 1972. Era și o deviză politică, apropo de cele două personaje, Ana Luca și Cudej, bagă spaima în burghez. Ei, momentul în care cei trei au fost îndepărtați de la putere, Alexandru Drăghici, care până atunci, între 1952 și 1953, în calitatea sa de fost adjunct al lui Teohare Georgescu la Ministerul Afacerilor Interne, preluase această conducere a Ministerului Securității Statului, deci practic pentru o scurtă perioadă de un an, securitatea a fost scosă de sub umbrela Ministerului și a funcționat ca structură separată, condusă de acest fost adjunct al lui Teohare Georgescu, vorbeam de Alexandru Drăghici. Ei, în 53, în toamnă, în septembrie, are loc o reunificare între cele două instituții și întregul Minister al Afacerilor Interne este preluat de către omul de bază al lui Gheorghiu Udej,
Mă refer la Alexandru Drăghici. El este și cel care până în 65 răspunde de, practic, de destinul securității. Deci actul de naștere din document rezultă că este 30 august 1948. Da. Întrebarea mea este dacă vechea structură, și anume asta, mă refer la Serviciul de Siguranță sau Direcția Generală de Siguranță a statului, da, dacă a avut vreo prelungire, măcar arhivele, măcar informatorii, măcar oamenii, măcar structurii, pentru că Asta e un subiect foarte important, cel pe care l-ați atins dumneavoastră aici. Dacă a existat o continuitate între vechile structuri de informații, vorbim de cele din perioada anterioară, anului 1948, Cristescu, sigur că ele sunt de fapt cele interbelice, așa. Dacă a existat o continuitate între aceste structuri și noua instituție, cea a Securității Poporului, la nivel organizatoric, și mi-asum ceea ce spun, la nivelul structurii, la nivelul metodelor de lucru, această continuitate nu există. A existat doar o preluare a anumitor cadre, știți cum e, s-au făcut, în fine, au fost preluate din vechile cadre cât a fost necesar pentru a învăța niște lucruri din bucătăria, pentru a pregăti noul aparat, știți? Așa, dar atât, doar atât. Dar în planul metodelor de lucru, al schemei organizatorice, păi, să vedeți, diferența este enormă între structura organizatorică a Securității, Direcției Generale a Securității Poporului, și cum arăta structura organizatorică a Direcției Generale a Siguranței. De principiu, domnule profesor, activitatea informativă, în toată teoria ei, că o cunoaștem foarte bine, pe cele trei piloni ai ei, culegere de informații, prelucrare, analiză și difuzare, sau cum s-a dus termenul ăsta nou acum, diseminare. La noi românește e difuzarea, da, transmiterea informațiilor. Sigur că și vechea organizație și nouă n-au cum să oculească, sunt aceleași principii ale activității informative. Numai că informația poate atunci era pusă în sprijinul valorilor democratice, pentru că România, Constituția la 1923, totuși era una dintre cele mai moderne din Europa, iar acum informația era pusă în slujba Partidului Unic pentru a controla în totalitate toată viața economică, socială și politică. Deci, securitatea a avut această componentă din start de a asigura baza regimului. Și de represiune. Securitatea, asta înseamnă securitatea regimului democrat popular. A fost și serviciu de informații, dar și un serviciu de pază al acestui regim. Dar să regim. Știți că în galeria zeilor romani există și zeul sau zeița, pardon, care asigura ordinea în statul roman. Chiar așa se numea, Securitas. Da. Exista, iată, această zeiță. De aici probabil și numele. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că, practic, până la urmă, multe din metodele acestea de culegere a informației au fost folosite și înainte și după 1948, fără discuție. Da. Singura chestiune a fost modul de prelucrare, de stocare acestor informații prin intermediul acestor dosare individuale, că vorbim de dosarul informatorului sau dosarul urmăritului. Metode care nu erau practicate înainte, nici de SSI, nici de siguranță, asta pentru a asigura această conspirativitate a surselor. Maxima. Dar modelul sovietic a fost, v-am spus, implementat în totalitate și așa a funcționat până în 89 și la noi și la ei. Ba, dimpotrivă, am avut și consilieri ruși acolo care au însoțit. Până în 1964, până în toamna lui 1964, Ministerul Afacerilor Interne și chiar pe această zonă a securității au funcționat consilieri sovietici. Până când Alexandru Drăghici a cerut omologului său sovietic să aibă loc. Să continuăm de aici, că rămăseseți la... Deci și-a pus omului de încredere pe Alexandru Drăghici. Alexandru Drăghici este cel care... până la urmă, a fost unul din cei mai fideli și loiali oameni ai liderului comunist după 1953. Vorbim aici, deci, de o perioadă de 12 ani, până după moartea lui Gheorghe Udeș. A fost omul cel mai temut din cadrul statului comunist, deci inclusiv baronii lui Gheorghe Udeș, deci oamenii foarte apropiați din birou politic, da, și aici Partidului Muncitoresc Român era. Da, Partidul Muncitoresc Român. Da. Deci aici vorbim de Alexandru Bârlădeanu, chiar de Ion Gheorghe Maurer, de Emil Bodnăraș și așa mai departe. Cei care... Greii partidului. Sigur, sigur că da. Și aceștia au trecut, au avut de suportat anumite furci caudine ale securității. Nicolae Ceaușescu, în 1956... Tânărul Nicolae... Cei doi. Deci, în rivalitatea aceasta pentru putere, cei doi tineri
Alexandru Drăghici și Nicolae Ceaușescu n-au ezitat să se faulteze reciproc. În 1956, pentru că aparatul securității se încărcase foarte mult cu oameni din diverse medii sociale și era necesară o reformare a partid. Da, gândiți-vă că securitatea la momentul ăla a numărat cei mai mulți oameni din toată istoria sa. În 56 era vorba de 20 și ceva spre aproape 30.000 de oameni. În afară de trupe. În afară de trupe, deci cu excepția trupelor. Ei, în momentul ăla s-a pus problema ca acest aparat să fie restructurat, să fie dați mulți oameni afară și să rămână personal calificat acolo. În discuția care a avut loc în biroul politic, Nicolae Ceaușescu s-a ridicat și a spus că securitatea n-a fost niciodată un a fost mereu un cal nărăvaș care n-a fost bine încălecat. Strunit. Da, strunit. Ei, cu chestiunea asta, cu teza asta, el va reveni după ce moare Gheorghe Udeș, pentru că nu s-a ținut cont de ceea ce a spus în 56 și în 67, când are loc crearea acelui Consiliu al Securității Statului, el revine cu vechea teorie, că securitatea n-a fost strunită, a fost un cal nărăvaș care n-a fost strunită cum trebuie. Iată, această... Și această zicere a lui dovedea faptul că în sinea lui era frică de securitate. Absolut, absolut. Se temea de securitate. Repet, teama a fost inclusiv la vârf vis-a-vis de această instituție care putea să intre în viața fiecăruia și să, mai ales, să fabrice dovezi. Pentru că i-a și dat puteri sporite, să știți, prin lege. Și singurul care putea să decidă dacă securitatea avea sau nu, până la urmă, un rezultat pozitiv în acțiunea sa era Gheorghe Udeș, prin omul său. Atât. Deci nimeni nu știa precis dacă i s-a tranșat sau nu. Stalin l-a avut pe Beria, executantului, omora fără niciun fel de judecată și represiunea și la noi nu a fost atât de extinsă și pe spațiile gulacurilor sovietice, dar pe undeva ne-am asemănat în multe privințe în materie de distrugerea elitelor românești. În 10 ani au fost distruse, mă scuzați, elite formate în 130 de ani. În perioada 1947-46 a început și până în 1956-56, da. Aici o să vă reamintesc ceea ce profesorul Ioan Scurtu povestește foarte frumos într-un articol în magazin istoric acum câțiva ani. În momentul în care se întorcea din piața, astăzi Piața Revoluției, de acolo din fața Comitetului Central, pentru că s-a anunțase că a murit Gheorghe Udeș și lumea se bulucea să afle știrea, era o tristețe generală, s-a întors la facultate și pe holurile facultății îl întâlnește pe marele istoric C.C. Giurescu, căruia îi spune: domnule profesor, iată, puteți fi fericit, va muri călăul. Profesorul se uită la el puțin cam straniu așa și îi spune: tinere, n-ai învățat nimic. Ești într-o gravă eroare. Pe mine în pușcărie m-au băgat sovieticii și m-a scos Gheorghe Udeș din pușcărie. Deci, să nu uităm că totuși această internare care a avut loc masivă a elitelor, vorbeam de aceste elite politice și culturale, în perioada aceasta 1949, 1950, 1951 până în 52, a avut loc sub directa supraveghere și la ordinul direct al sovieticilor. Al sovieticilor. Aici a fost discut. Pentru că elitele erau opozante. Partidul, eu nu nec că factorul local n-a avut și el rolul lui, asta e cert. Dar Partidul Muncitoresc Român se afla, să zicem, la guvernare, dar nu și la putere. Absolut. Pentru că în administrația publică rămăsese elementele formate între cele două războaie care erau moștenitoare și tezaurizaseră valorile democratice. Adică greu se pupau oamenii din administrație și din puterea judecătorească. Mari avocați, mari judecători, mari profesori universitari. A fost necesară și aici o epurare a întregului aparat. Deși a fost și o coloană a șasea, în afară de a cincea, de împrumut spaniol, o coloană a șasea alcătuită din frustrați. Chiar din aceste elite care nu aveau acces la un mare nifelit sau nu, încă nu așa, atunci s-au înregimentat și care au colaborat cu noua putere. Așa este. Absolut. Vezi Sadoveanu, vezi Zaharia Stancu și mulți alți conderi, dar și oameni de alte profesii. Nu este cazul românesc un caz unic. Nu. Știți bine că și în Spania s-a întâmplat același lucru, în Germania s-a întâmplat același lucru când a venit Hitler la putere. Deci există perioadele de tranziție, de trecere de la o putere la alta. Da, exact. Caută și susțin noul regim în speranța că vor primi privilegii. Și le primesc de cele mai multe ori. Adică puțini martiri sunt în asemenea situații. Sunt, dar foarte puțini. La noi, poate, chiar deloc. Să nu amintim că și biserica a fost desfăcută la ordinul Moscovei, biserica greco-catolică rasă, tunsă, frezată, corect, luat toate bogățile, aduse în patrimoniul bisericii ortodoxe, au pus un patriar
Iustinian Marina, cum a fost în documente, parcă, dacă zic bine, Patriarhul Roșu. Și iată și astăzi se chinuie acea biserică să-și recupereze o parte din bunuri. Și e foarte interesantă și această numire, că n-a fost alegere, a Patriarhului Iustinian Marina, pentru că existau 2-3 contracandidați. Fiecare avea o susținere puternică. Unul era susținut de Emil Bodnăraș și celălalt avea și el o susținere, tot în cadrul Comitetului Cernat. Cum fraternizează politicul cu biserica? Știți care e chestiunea? Până la urmă, se pare că, bineînțeles, Gheorgheu deja a avut câștig de cauză, dar e foarte interesant că am găsit o mărturie vis-a-vis și de relația dintre securitate și biserică, o mărturie a părintelui Cleopa, în care spunea că venind la Pasărea să țină aici, să țină niște predici, a fost arestat și el și ucenicul său, Arsenie Papacioc. Chiar de acolo, de la Mănăstirea Pasărea. Luați de securitate pe sus și duși undeva la un post de miliție, undeva tot aici, în Ilfo. Măicuțele au venit după ei în număr mare la postul de miliție, au protestat, nu s-a întâmplat nimic. Până când stareța nu a sunat la patriarh. Patriarhul s-a aflat la băi aici la Călimănești, cu cine altcineva decât cu Gheorghe Udeș. Cel care a fost împreună. Vă dați seama că în mai puțin de 48 de ore, respectivii au fost duși înapoi și Cleopa și Arsenie Papacioc înapoi la Mănăstirea Pasărea. Sunt documente că patriarhul au mai salvat. Da. Chiar pe Constantin Cegiurescu i-a creat o găzduire și chiar unii securiști s-au dus și înrăiți. De ce i-a schimbat domiciliul care l-au dat ei și l-a dus sub oblăduirea bisericii unde avea condiții mai bune? O spune asta marele istoric în unele din sale. Deci, evident, relația între biserică și conducerea partidului la vârf, aici vorbim în primul rând de Gheorghe Udeș, a fost una foarte strânsă, pentru că cei doi se cunoșteau din perioada aceea în care Gheorghe Udeș a evadat din lagărul de la Târgu Jiu, în 43, primăvara lui 44, se știau, pentru că și patriarhul avea anumite idei de stânga, împărtășeau multe din opiniile politice era ale lui preot de miră, în sfârșit, chiar dacă nu depusese jurământul în castitate și în sărăcie după canonele Bisericii Ortodoxe, a ajuns în demnitatea cea mai înaltă a borului, în funcția de patriarh. Dar în același timp nu trebuie să uităm totuși că Biserica Ortodoxă a avut de suferit enorm de pe urma acțiunilor securității. Și aici mă refer la, de pildă, la anul 1959, când multe din mănăstiri au fost decimate, practic mulți din călugări au fost arestați pe motiv că au făcut parte din mișcarea legionară sau au acționat. Da, că mișcarea legionară s-a sprijinit pe factorul că pe motiv că în unele din mănăstiri erau focare de tot felul de reacționari și care subminau până la urmă noua putere. Da. Biserica a avut foarte mult de suferit. A avut martir. Vă propun să încetăm câteva secunde, deoarece din regie ne sună că avem nevoie de pauză comercială, suntem în post comercial. Așadar, pauză. Așadar, să reluăm discuția noastră extrem de interesantă și care, iată, ne aduce din istorie date noi, din coșmarul pe care l-a trăit acest popor, da? Coșmar care a avut drept călău securitatea, dar nu numai securitatea, ci și forța politică conducătoare a Partidului Muncitoresc Român, apoi Partidului Comunist Român. Așadar, distinse, domnule istoric, domnule Liviu Țălanu, cum se continuă treaba, rămăsesem aici, continuăm pe biserică sau reluăm firul dumneavoastră pe care, scuzați că l-am întrerupt, cu Diada Drăghici Dej, prefacere, reorganizări, structurări, modernizări ale securității. Câteva lucruri. Impactul ei sau misiunile ei sunt aceleași, de organ, de forță, reprezentă și de ținere sub control a ceea ce înseamnă ca să se impună programul, sigur, de comunizare al întregii țări. Sigur că securitatea, cel puțin în această primă perioadă, și vorbim de anii 50, a fost în primul rând un aparat represiv. Pentru că
în exclusivitate. Noul regim politic proaspăt instalat se simțea nu doar nesigur, ci și era sabotat de multe ori din interior, de acțiunile celor care rezistau încă în munți, de acțiunile bisericii, de acțiunile administrației. Ați vorbit de aparat, care nu se desființaseră. Aparat, încă existau aceste grupări. Apoi era, vorbeați de aparatul judecătoresc. Erau într-adevăr multe instituții care formal erau înrolate în noua ordine, dar de fapt de facto nu acționau potrivit educației lor, al grand spiritul culturilor pe care culturilor și, profesionale. Și sigur că aici securitatea a trebuit să intre foarte puternic. S-au făcut mari arestări, inclusiv iată una din instituțiile de pilon emblematice ale vechiului regim în Banca Națională. S-a ajuns până la guvernator aproape. Deci când Aurel Vijoli a fost... Vijoli. Da, viitor ministru de finanțe, de altfel, dar a fost arestat. Cel care a restructurat și monedele europene, că a fost invitat în multe... Paris, Londra, cu expertiza sa în materie de monedă. Dar a avut de suferit, a fost arestat pentru o perioadă. Și readus. A suferit și multe... să spunem, pedepse în închisoare, a fost bătut, a cunoscut rigorile securității. A fost o politică de epurări foarte adâncă, foarte. Dar să nu uităm armata, care a venit după un război, armata, a dat sacrificiu enorm, suprem. Zeci de cimitire sunt atât în est cât și în vest. General școliți fie la Saint-Cyr, fie la Bonn, deci în Europa, cunoscători a două, trei limbi străine, ofițeri de stat major excelenți, care în câțiva ani de zile... Că toată elita militară, toți generalii, tot corpul ofițeresc în mare parte care a luptat pe frontul de est a ajuns ori în pușcărie, ori a fost total scos. Păi să luăm pe generalul Constantin Dăscălescu, ajunge să pună drapelul pe aliamentul lui de cucerire la Budapesta, vin rușii, ia drapelul, mă rog, dar datorită acțiunii militare românești, fără îndoială. Da. Așa? Ca mai târziu să pască vaca la Piatra Neamț, pe izlazul regimentului de la Piatra Neamț. O chestiune... Bine, el a fost recuperat, a fost recunoscut, dar un asemenea om, un asemenea patriot, apreciat personal de către Stalin, să ajungă un simplu om să ducă de lanț o vacă, pentru că asta îi asigura existența. Unii au fost omorâți, alții au fost dispăruți. Vezi cazul Mociulski. Nu dau toată lista acum, dar practic armata a fost redusă la tăcere, a fost epurată complet, l-a adus din fabrică, s-a trezit în 2 ani de zile comandă regiment. A băgat Consiliul Politic al Armatei, să-l amintim aici pe domnul Walter Roman, cel care a fost crainic la Moscova și mare luptător în Spania, și se laudă într-o prefață a cărții sale prin RSS, cum că cel mai sfânt grad de major l-a primit în divizionul Ana Paucăr când lupta în Spania. Gata, nu vă mai întreb. Vă rog să continuați. Dar pe lângă această acțiune internă a existat o direcție care în această perioadă, în prima perioadă, anii 50, a pornit din vechiul SSI, în 1951, Serviciul Special de Informații, care se aflase sub coordonarea președinției Consiliului de Miniștri, este inclus și el în securitate, sub forma Direcției de I a Informației Politice Externe. Deci a existat și o acțiune externă pentru a asigura, să spunem, securitatea regimului politic din țară. Pentru că exista și o acțiune externă din partea grupurilor din exil, care nu doar că denigrau, încercau să ducă o acțiune concertată împotriva regimului proaspăt instalat la București. Și aici, prin această Direcție I de Informații Externe, s-a încercat, prin rezidențele pe care noi le mai aveam în afară, în Occident îndeosebi, acolo unde erau puternice comunități românești, la Paris, la Londra, în Germania mai puțin, în RFG nu aveam încă, era doar o reprezentanță comercială, dar prin acea reprezentanță s-a putut face și prin ea destul de multă treabă. Acoperit. După aceea, chiar și pe spațiul Statelor Unite, s-a acționat tocmai pentru a asigura ori compromiterea acestor șefi ai grupărilor din exil care contestau regimul, ori prin atragerea la colaborarea acestora, cumva prin susținerea financiară a unor publicații care apăreau acolo și care trebuiau să aibă... Ori prin extinție fizică.
Evident că în documente nu putem găsi lucrurile astea și eu n-am m-aș aventura să susțin. E posibil că au existat și ordine în acest sens. Dar noi, neavând posibilitatea să documentăm treaba asta, nu o putem și susține. Am înțeles ca istoric, clar. Documentul este acela care formulează ipoteza. Acum, sigur, memorialistica e importantă și ea și îți oferă un punct de reper, dar nu întotdeauna dar nu poți să pui bază, pentru că absolut. E foarte subiectivă. Da, da, e subiectivă. Deși această direcție de informații politice externe și-a avut o activitate din ce în ce mai importantă și mai ales în zona aceasta a exilului românesc, a exilului politic românesc. Vorbim de tot ce a mai rămas din mișcarea legionară și care acționa în exterior. Să nu uităm de acel atentat de la Berna din 1955. De la ambasadă. Da. Și ce s-a întâmplat acolo. Să nu uităm după aceea de toată tot ceea ce a însemnat acțiunea aceasta de infiltrare a postului de radio Europa Liberă. Da. Și două atentate, omorârea unui crainic cu 25 de lovituri de cuțit, nu? Da, au fost mai multe acțiuni de, să spunem așa, de liniștire, de pacificarea acestor indivizi care contestau regimul. Da, Direcția întâia de informații externe este practic este unitatea elitistă a securității. Acolo erau cei mai buni oameni pe care securitatea i-a avut. Vorbim despre într-adevăr despre o anumită aristocrație. Erau oameni care circulau în afară, care văzuseră lumea, vorbeau limbi străine, mulți dintre ei. N-aveai cum să-i razi dintr-o dată. Da, foarte adevărat. Fluxul informativ extern se întrerupea, pentru că și erau oameni de... E foarte adevărat că la vârf această direcție nu a avut, să spunem, personalități marcante. Aici nici Vâlcu, nici după aceea, nici cel care a tutelat direcția. Nu vă amintiți cum vorbea marele istoric Pleșiță? Ca să face seama de un manager în materie. Da. Bine, nici Doicaru n-a fost prea răsărit, nici Doicaru nu știa nicio limbă străină, iar Pleșiță, ce să mai discutăm? El, săracul, a trebuit să salveze ce să mai putea face, să salva din aparatul de informații externe după defecțiunea lui Pacepa. Totuși, ca urmare, efectul de sanctuar, Carlos Șacalu, vreo 5 ani de zile, a plimbat prin România, ba la Brașov, ba la Neptun, ba în București, ba nu știu pe unde, se odihnea. Și aici era și o înțelegere între securitate și aceste structuri teroriste. Băi, cât ești aici, nu faci nicio mișcare, îi aducea la odihnă în sanctuarul românesc ca să nu execute acțiuni împotriva României. Și Carlos a fost folosit în atacul postului de radio Europa Liberă. Da, este deja documentat, și a apărut o lucrare pe acest subiect. Destul de bine întemeiată lucrarea. Și foarte multe defecțiuni, dar vom vorbi cu altă ocazie despre ele, să continuăm firul interesant pe care îl derulați dumneavoastră cu evoluția acestei structuri de represiune. După moartea lui Gheorghe Udej, respectiv în 1965, după venirea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, din fruntea securității și a Ministerului de Afacerilor Interne, așa se numea atunci, zboară Alexandru Drăghici. Acesta practic pierde cam toate pozițiile în timp până în 1967. Conducerea Ministerului și a securității după aceasta este preluată de oameni de încredere a lui Nicolae Ceaușescu. Și care erau școliți, sigur că în primele rânduri. Erau oameni mai tineri, mai tineri și care practic... Și atașați partidului. Și atașați, dar... Verificați bine de să nu uităm structurile că de contrainformații. Cel care răspundea de secția cadre a partidului era Nicolae Ceaușescu după 1960. Deci, practic, acest lider își putuse croi în timp o anumită rețea de colaboratori între cadrele importante ale partidului. Și cred că i-a și plantat din vreme, intuind că o să pună mâna pe putere. Da. Aici vorbim de Vasile Patilineț, cel care a răspuns la ACC de tot ceea ce însemna Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției. Era omul său de bază. După aceea a fost Cornel Onescu, care a fost ministru o perioadă, ministru de interne și care decidea până în 1967 direct care era direcția în care acționa și securitatea. După 1967 s-a revenit la o propunere mai veche a lui Nicolae Ceaușescu, vă spuneam, de scoatere a securității din structura Ministerului de Afaceri Interne și funcționarea sa ca instituție separată. Era văzută ca o soluție mult mai eficientă de acțiune pentru această instituție. Și s-a constituit acest Consiliu al Securității Statului, în fruntea căruia a fost numit Ion Stănescu.
iarăși un apropiat al lui Nicolae Ceaușescu. Și un om care a condus din perspectivă de bun expert. Da, din consider. Ceea ce spune memorialistica, dar se poate și vedea în documentele securității, într-adevăr, în perioada lui, până în 72, a fost o perioadă de modernizare efectivă. Și sub aspectul dotării, și sub aspectul funcționării. Și a resurselor umane. Și a resurselor umane. A avut loc și această înnoire, într-adevăr, la capitolul cadre, pentru că ea, sigur, ea începe undeva de la 1960-1962, când Gheorghiu Dej chiar ia măsuri în direcția asta, spune, nu mai putem, tovarăși, să mergem cu ăștia care nu știu nimic, nici să se semneze în structurile noastre de forță, trebuie să avem oameni pregătiți. Și în aparatul securității se recrutează, începând cu 1961-62, sunt în valori succesive, sute de absolvenți din facultăți, din universități. Din universități, mă refer la informațiile externe, dar se face și o școală de securitate la Băneasa, Miliție și Securitate. Sigur. Unde pătrundau elemente. În 1963, da. Și erau luați din licee cei mai buni absolvenți de licee, adică nu se mai mergea pe mediocritate, pe aceste flufi, pentru că în munca de inteligență, dacă nu ai minte, nu ai cultură de securitate, cam greu te descurci, și pe de-o parte. Iar pe de altă parte a trebuit să scape și de ăștia care erau formați pe la Frunze, pe la Institutul Ierzinski sau nu mai știu eu pe unde, și care parte din ei au recrutați de către structurile de inteligență ale foștilor. Și faptul că erau recrutați, dar ei constituiau efectiv un balast. În sensul că, din punct de vedere al acțiunii informative, pentru că deja se trece, după 1960, se trece într-o altă etapă. Deci de la partea represivă, de la acțiunea represivă, de distrugere a inamicului intern sau extern, se trece la partea aceasta. Pentru că administrația comunistă s-a instalat definitiv. Desigur, avea toate pârghiile. Se luase și pământurile, CAP-urile, colhozul, astea, tovărășile au trecut la CAP-uri, GAC-uri. Retragerea trupelor sovietice. Sindicatele erau sub control, tot era sub controlul partidului. Da, tocmai asta e chestiunea, retragerea trupelor sovietice în 58. Și o mare victoria lui Gheorghiu Dej. Și faptul că regimul a demonstrat că poate să se autosusțină prin forțele proprii, a fost un argument esențial în această idee că și nu doar securitatea, că nu doar securitatea beneficiază de această nouă politică de cadre. Bună măsură. Toate structurile de forță și, și administrative. Cunosc un aer proaspăt în zona asta. Cadrele se recrutează. E vorba de tineretul școlit, format în această perioadă de final a anilor 50. S-a produs o revoluție în școală, dar atenție să reținem treaba asta. Eu ca trăitor în aceste vremuri, eu am făcut liceul la Caragiale Ploiești, o școală extraordinară, și am apucat profesorii vechi, n-au fost schimbați profesorii. Profesorii mei, care unii făcuse războiul, alții făcuse universitatea, alții erau școliți la Paris, profesorul de franceză, și n-au fost schimbați. Noi am apucat, să spunem așa, o supă educațională, pun în ghilimele, extraordinară. Am avut pe profesorul Simache la istorie, un excelent profesor, student de-a lui Iorga, și am avut ce învăța, dar și principiile de educație erau sănătoase. Era modelul școlii franceze, dar nouă ne-a servit, generația noastră, vreau să vă spun. Și atunci, din aceste școli și licee de frunte, se recrutau oameni și pentru securitate, dar și pentru celelalte instituții. Asta și în ideea că, repet, practic de la acțiunea represivă s-a trecut treptat mai mult spre zona asta de culegere, de inteligență. Inteligență pur. Noi astăzi, mai mult de culegere de informații și spre, deși nu s-a spus asta de clar, până în 1967, când Ceaușescu a dat directivă clară ca acțiunea preventivă să devină, să fie dominantă în toată acțiunea informativă a securității, această parte de prevenție începe să-și facă loc după 1960. Poate vom discuta despre documente. Un document de închidere a Duiului, documentul 12 sau 13, era această formă de prevenire. Sigur. Se vorbea cu el, îl chema niște martori sindicaliști sau șef de-ai lor și îl tempera, semna și un angajament că nu o să mai apuce de prostii. Deci făcea parte din munca de prevenire și de influențare. Exact. Influențare pozitivă. Avem aceste valuri, începând cu 62 până în 64, de eliberare deținuților politici. Factorul politic asta e de reținut. Nicolae Ceaușescu fiind acolo în inima sau în creierul, dacă vreți, regimului politic, în birou politic, unde se despădeau toate chestiunile acestea și văzând care au fost rațiunile pentru care Gheorghiu deja a procedat la această eliberare a deținuților politici,
Și să nu uităm că n-au fost doar rațiuni interne, ci și intervenții externe. Presiune externă, da, foarte mare. Așa. Aveam nevoie de relații economice, de încredere, etc. Absolut. Deci a fost și un compromis până la urmă cu Occidentul. Da. Nicolae Ceaușescu s-a angajat că nu va mai, că în România nu vor mai exista deținuți politici. Că nu s-a întâmplat asta, e altceva. Deci și după 1965 și după 1970. Schimbarea avem, denumirea infracțiunii. Avem deținuți politici, dar mult, adică incomparabil, mult mai puțin. Sunt și cifre așa orientative, între 1970 și până 89, dar undeva la 70-77 de deținuți politici, dar pe noile, să spunem, normative ale codului penal. Pentru că există așa și, există, sunt și bilanțuri triste, domnule Liviu, în legătură cu oameni care au murit în pușcării, da, oameni politici, oameni politici mari care au făcut unirea, oameni care și-au dat viața întreagă și averile pentru a face România mare, nu le s-a luat în considerare absolut nimic din această contribuție fantastică la întregirea neamului. Unii nu să știu nici mormintele astăzi, dar nu am cifre exacte, dacă mi-amintesc și vă rog să mă corectați, că am 300 ceva de mii de oameni din vechiul aparat și oameni au murit în pușcările comuniste. Da, cifra e un pic exagerată. Practic, ceea ce avem ca număr de internați în momentul de față... Vorbesc de la începuturile după 1948. Exact. Da. Și sigur, grosul e aici până în 1964, pentru că asta e grosul celor care au fost internați și... dar cei care efectiv au murit, care au... Au sfârșit în pușcării sau în domiciliu obligatoriu sau în sub tortură, să spunem, la interogatorii sau așa, este de ordinul zecilor de mii, dar nu nici într-un caz. Până nu depășește în orice caz undeva o cifră. Deci nu numărul celor care au murit. Vorbim cei care au fost internați. Sau poate se referă la numărul de arestați, da, de reținuți 300 de mii. Securitatea în 65 face o statistică de genul acesta și se ajunge undeva la o cifră de 78 până în 80 de mii. De arestați. Da, de deținuți, în diferite forme. Dar cei care au murit sau au suferit, poate că sunt câteva sute, haide să spunem, 1000 până în... Poate la aceasta se referă cifra, mi-a scăpat mie, dar să introducem și o glumiță în toată treaba asta. Eu am citit memoriile unui deținut, îmi scapă numele, mi-ați dat mingea la fileu, în care el suferea de gastrită sau nu știu ce boală de stomac, așa, și plimbându-l pe la periprava, nu știu pe unde, și servind numai zeamă de varză, supă de varză și mâncare de varză, s-a trezit când a ajuns acasă, fiind eliberat din pușcării, s-a dus la doctor că a scăpat de această boală. Doctorul, spunându-i, zice, regimul acesta, pe bază de varză, zice, v-a salvat de această boală. Deci ca o nostimadă am introdus. Sigur, deci sunt câteva mii de victime care au sucit în pușcările comuniste. Nostimadă tristă, da. Dar, sigur, cei care au reușit să treacă, eu am cunoscut și din această asociație a fostilor deținuți politici câteva persoane, inclusiv pe regretatul Ticu Dumitrescu. Față de care actualele autorități nu are aplicarea care trebuie pentru ei. Și pe domnul Bioja, care este actualmente șef al acestei asociații. Da, da. Deci vă spun, oamenii aceștia care au trecut prin aceste experiențe și care au, practic, au biruit tot răul, sunt mult, mult mai puternici sau au rezistat și mai căliți, dar și dacă vedeți fizic, din punct de vedere fizic, mult mai rezistenți la orice, să spunem, la orice... Deci încercările vieții te solidifică. Sigur, și vezi, nu fizic, dar și sufletește, spiritual, stau mult mai bine decât cei care au stat la căldurică. Asta păi mari gânditori ai bisericii, vorbind de suferință și de legătura dintre tine Sfinții și Dumnezeu, prin rugăciune și post să te apropie, iată că te întărește sau îți dă această luptă interioară cu tine însuți ca să reziști în fața acestor vitregii care au distrus familii, i-au rătăcit, mulți dintre ei probleme de dosar, am fost și unul din acestea care am avut dosar de securitate, deși am fost militar, n-am avut acces la academie, scos din examen pentru că un frate de-al mamei mele a participat la o mormântare legionară și a fost bifat acolo în caietul acela al securității de la miliție, dacă știți de existența lui, desfințat mai târziu. Acolo era toată lista, ofițerul de securitate care răspundea de mediul rural, zice, a mai murit, care am, ăsta a murit, ăsta, și ăsta ce a făcut? Păi a fost asta legionară. Ce rude au? Păi uite, și ăsta este nepotul lui, este ofițer. Și de aici se transita la direcția 4-a,
intra la ofițerul și sigur era într-o supraveghere, deși el nu m-a influențat niciodată, deoarece locuia cu totul și cu totul în altă parte. Sigur, este o suferință că-ți stai aripile la un moment dat, dar ca acest exemplu au fost sute și sute în întregile instituții. Au fost și... Adică trebuie să ai dosarul curat, cum se spunea. Vă pot da exemplu unei personalități. Gândiți-vă că în 34-36 un liberal de aici, de aproape de București, de la Căteasca, ctitor de biserică, era raportor pentru buget, subsecretar de stat la finanțe, și care a fost arestat imediat în 48. Omul era cu doctor în drept la Londra, avea câteva proprietăți, deci, dar nu era o familie, să spunem, foarte bogată. Pregătit, da. Da. Liberal, cu relații vechi cu familia Brătianu. Ei, acest om a fost arestat începând cu 1948 și a trecut prin tot felul de experiențe carcerale până în 55, când s-a hotărât, atunci a fost o mică deschidere după Geneva și a fost trimis în domiciliu obligatoriu undeva lângă Brăila. Din acest domiciliu obligatoriu, într-un sat ținut acolo, într-un desta de pământ, într-un bordei, a fost din nou luat în 58, imediat după retragerea trupelor sovietice, de o dubă venită de la Pitești, și arestat din nou și trimis la acum de data aceasta cu proces. Deci din 48, abia în 58, 59 se face proces. Da. Asta pentru că ar fi comentat acolo în bordeiul lui de pământ și cu cercurile, cine mai era acolo în regim domiciliu obligatoriu, că politicile economice ale regimului de democrație populară, cum era atunci, nu vor avea rezultate. Deci, vine să râd, deci a fost proces și a sfârșit la Botoșani în penitenciarul Botoșani în 1962 sau 63, după grea suferință. Da. A murit în pușcărie. Apropo, deci securitatea avea informatori până și în bordeie. Da, sigur. Că microfoane nu credeau că am instalat la vremea aceea, că n-avea o sursă de curent electric. Îmi pare rău că trebuie să încheiem emisiunea, ci că s-a scurs ora noastră. Vom continua pentru că nu lăsăm lucrurile neterminate. Să ne oprim aici. Stimați telespectatori, să considerăm că această discuție a trezit interesul noastră și ați aflat lucruri de noutate. Până la o emisiune viitoare, sunt Stan Petrescu și vă spun la revedere. Bună seara!